Primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, a participat la predarea de amplasament pentru o parte din străzile cuprinse în lotul 14, respectiv strada Parcului, strada Cerna, strada Bisericii, strada Înfrățirea, strada Icoanei, strada Islaz. Proiectul include aducerea structurii rutiere la standardele adecvate, corectarea aspectelor geometrice, amenajarea de trotuare și piste de biciclete, extinderea spațiilor verzi și instalarea unui sistem de canalizare pluvială subterană. Facem predarea de amplasament pentru lotul 14, modernizare străzi, suntem pe Parcului, urmează să mergem pe Cerna, Bisericii, Înfrățirea, Icoanei, practic Islaz, toată vatra veche din Geară-Mătavi, va intra în șantier. De asta se va întâmpla etapizat, suntem la predarea de amplasament în teren cu toată echipa din spate care se ocupă de gaz, curent, apă, canal, tot ce înseamnă infrastructură subterană, va fi mutată în subteran, în așa fel încât pe stradă la final să avem trotuare noi, pluvialul trecut în subteran și partea de tubulatură pentru internet ABTV îngropată. Șanțurile de pe strada parcului vor dispărea cu totul și va fi rețea de canalizare pluvială îngropată. La fel pe celelalte străzi care urmează să intre în modernizare, astăzi predăm amplasamentul executantului, care mai departe, împreună cu colegii din primărie, se vor ocupa să își pregătească tot și organizarea de șantier ca în cel mai scurt timp să intre și să se apuce de lucrări pe această stradă. La finalul acestor lucrări, o mare parte din Geară-Mătavi va fi transformată într-o zonă modernă și funcțională, adaptată nevoilor actuale ale comunității.